Pentru cei care aveți scripturile, v-aș invita să deschidem la cartea Evanghelistului Marcu, capitolul 4. Vom citi câteva versete, începând cu versetul 35, pagina scripturii 966. Evanghelistul Marcu, capitolul 4, de la versetul 35. În aceeași zi, seara, Iisus le-a zis să trecem în partea cealaltă. După ce au dat drumul norodului, ucenicii l-au luat în corabie, în corabia în care se afla și așa cum era. Împreună cu el mai erau și alte corabii. S-a stârnit o mare furtună de vânt care arunca valurile în corabie, așa că maică se umplea corabia. Și el dormea la cârmă pe căpătâi. Ucenicii l-au deșteptat și i-au zis: Învățătorule, nu-ți pasă că pierim? El s-a sculat, a certat vântul și a zis: mării, taci, fără gură. Vântul a stat și s-a făcut o liniște mare. Apoi le-a zis: pentru ce sunteți așa de fricoși? Tot n-aveți credință? I-a apucat o mare frică și zicea unii către alții: cine este acesta de la ascultă chiar și vântul și marea? Amin. Vă invit să reocupați locurile. Iubiți frați și surori, cred că mai motivați ca altă dată am putea să spunem acum din toată inima: lăudat să fie Domnul. Amin. Nu că altă dată n-am fi avut motive, dar acum avem un în plus. Ne bucurăm că în dimineața aceasta să fim la părtășie, chiar dacă într-o modalitate diferită, respectând anumite reguli de siguranță impuse de cei care se ocupă de medicină. Noi mulțumim lui Dumnezeu că totuși putem să fim împreună. Citea fratele Mitica astăzi psalmul acela: cât de plăcut și de dulce este să locuiască frații împreună. Dacă până acum versetul ăsta a fost pentru noi o teorie, probabil acum este o experiență. Și mulțumim Domnului că putem să mai trăim împreună. Și la întâlnirea aceasta avem și ocazia să stăm tot împreună și la sărbătoarea aceasta a mesei Domnului. Îi mulțumim Domnului pentru ocazia aceasta. Mulțumim fraților care au fost responsabili de a pregăti toate condițiile necesare să avem întâlnirea aceasta posibilă, s-au îngrijit de tot ceea ce era nevoie ca să nu trecem peste legile care au fost impuse și în modul acesta să putem să ne întâlnim pașnic, să putem să fim sub sau să putem fi legali și să putem să continuăm părtășile. Dumnezeu să fie slăvit pentru toate lucrurile acestea. Am citit un text care aș vrea să-l corelăm cu sărbătoarea care o avem în mijlocul nostru și totodată cu perioada aceasta prin care am trecut și încă nu s-a sfârșit. Cât va mai ține, nu știm. Textul acesta ne vorbește că la un moment dat Domnul Iisus le-a spus ucenicilor să trecem în partea cealaltă. Știți că a fost un moment în viața noastră când Domnul Iisus a venit și ne-a conștientizat de starea păcătoasă în care noi eram și a spus să trecem în partea cealaltă. Dar până ajungem acolo, trebuie să existe anumite momente de cercetare și în dimineața aceasta avem momentul acesta de cercetare. În călătoria noastră, în partea cealaltă, putem să ne oprim și să ne cercetăm fiecare dintre noi în parte. Bineînțeles că în călătoria aceasta de aici, spre țara cealaltă, spre partea cealaltă, ca și coleg de călătorie avem furtuna. Furtuna în vremea lor, în situația din pasajul în care l-am citit, au fost valurile,
pentru noi e un virus numit de specialiști COVID-19. Tot o furtună. Furtuna că se va termina asta și va veni alta, va purta probabil alt nume, dar furtuna este colegul sau companierul nostru de călătorie spre partea cealaltă, spre țara cealaltă. Ați privit vreodată în Scripturi să vedeți vânturile lui Dumnezeu când bat, ce caracteristici poartă? M-am uitat și am văzut că sunt anumite vânturi care le-am găsit și tare ni le-am dori și eu și cu siguranță și dumneavoastră. Vă amintesc câteva așa întreagă. De exemplu, în cartea Exod, capitolul 14, versetul 21, spune că atunci când vrăjmașii erau pe urma evreilor, gata, gata să-i prindă, să-i ajungă, ei s-au înspăimântat foarte tare. Și la versetul 10, dacă ai putea să afișezi, Exod capitolul 14, ala aici în spate. Faraon s-a apropiat, copiii lui Israel și-au ridicat ochii și iată că egiptenii veneau după ei. Și copiii lui Israel s-au spământat foarte tare și au strigat după ajutor. Și drept ajutor Dumnezeu trimite un vânt. Ne-ar place și nouă să vină vânturi de astea a lui Dumnezeu în viața noastră. Vine un vânt, usucă marea, stau ziduri, apele zid într-o parte și în cealaltă, vântul lui Dumnezeu face să fie drum bun de trecut pe acolo și evrei trec în partea cealaltă. Ne-am place atunci când este un necaz în viața noastră, în casa noastră, să fie un vânt de ăsta lui Dumnezeu care să ia necazul și să-l ducă în altă parte. Nu? Ne plac vânturile astea. Un alt moment tot din viața copiilor lui Israel în Numeri, capitolul 11, când ei la un moment dat își doreau carne. Și spune Scriptura că a venit un vânt al lui Dumnezeu și le-a adus carne. N-am vrea să se întâmple ce s-a întâmplat cu ei când erau cu carnea între dinți. Dar ne-am place ca în momentul când cămările noastre zgoale, când buzunarele și conturile bancare zgoale și nu mai avem nimic, să facem o rugăciune, să fie un vânt al lui Dumnezeu și să ne poarte de grijă. Și folosește Dumnezeu vântul acesta în unele circumstanțe ca să se împlinească cuvântul care l-a rostit David într-o împrejurare și spunea că am fost tânăr și am îmbătrânit, dar n-am văzut pe cel neprihănit, lipsit și nici pe urmașii lui cerșindu-și pâinea. Și folosește Dumnezeu uneori vântul acesta pentru a purta de grijă, nu să ne umple frigiderele, nu să ne umple beciurile sau cămările care le avem, ci pentru a ne purta de grijă. Și pentru asta spunem slăvit să-i fie numele Lui. Dar cui ar place un vânt ca cel care a venit peste casa lui Iov? Când într-o singură zi mătură toată averea și așează în casă 10 sicrie. Așa că nu ne plac vânturile astea. Cui ar place un vânt ca cel care îl suportăm sau de care am fost biciuiți în perioada aceasta? Nu ne place. Dar totuși când Dumnezeu îngăduie să vină și un vânt de genul acesta, vântul poartă cu el un mesaj. Și în dimineața aceasta am vrea să vedem mesajul care îl poartă vântul lui Dumnezeu. Mesajul care îl poartă vântul lui Dumnezeu. Și ăsta e momentul nostru de cercetare pentru a ne apropia de trupul și sângele Domnului. În primul rând, atunci când vine furtuna, când vine vântul lui Dumnezeu,
vine pentru ca noi să ne abandonăm planurile care le avem, planurile noastre, și pentru a-L trezi pe Domnul din viața noastră. Trăim vremurile din urmă și Scriptura spune că în vremurile din urmă cunoștința va crește. Și în loc noi cunoștința aceasta să o folosim ca o binecuvântare din partea lui Dumnezeu pentru noi, noi de multe ori o folosim pentru a lua decizii și să ne bazăm pe ele, lăsându-L undeva pe Hristos să stea la periferia vieții noastre, poate adormit, și doar atunci când e necaz în casă să-L mai trezim, așa cum au făcut și ucenicii. Erau cu El în barcă, cu ei în barcă, dar Hristos s-a pus să doarmă. Și ei au fost mulțumiți că nu-L deranjează Hristos. Își continuau călătoria cu El, dormind acolo, până a venit furtuna. Și când a venit furtuna, le-a dat lecția aceasta ucenicilor: trebuie să învățați că Hristos în viața voastră nu trebuie să doarmă, trebuie să fie un Hristos treaz, un Hristos viu. Fraților, probabil și eu și dumneavoastră ați experimentat situația aceasta, când au venit anumite greutăți în viață și atunci am mers și am strigat spre Domnul. Până atunci am trăit așa o viață mai superficială, mai de suprafață. Uitați-vă la ucenici. Când a venit prima dată vântul, n-a fost prima alternativă Hristos. Nu. Cum de altfel facem și noi. Avem relații, avem cunoștințe, avem medici, avem tot ce ne trebuie și folosim toate pârghile astea. Și când mergem în fața medicului și ridicăm mâinile și spunem ce ține de noi am făcut, nu mai putem face nimic. Atunci parcă ne muiem așa dintr-o dată și vedem că banii nu-și mai au valoare, relațiile nu-și mai au valoare, cunoștințele nu mai au valoare, știința nu mai are valoare și mai rămâne unul singur, Hristos. Și atunci abandonăm toate astea pe care le-am avut la îndemână și am tras de ele cât am putut. Și când am văzut că nu mai au nicio valoare, atunci abia alergăm și noi la Hristos. Ucenicii erau niște profesioniști care toată viața au trăit pe mare. Ei și-au câștigat existența de acolo. Și când s-a stârnit furtuna asta, ei au apelat întâi la ceea ce știau să facă. Au încercat să rezolve problema, să așeze cârma. Probabil au văzut când intra apă în corabie, o aruncau înapoi afară. De când au văzut că e peste puterea lor, au alergat la Iisus și au spus: Doamne, nu-ți pasă că noi pierim? Vine cu întrebarea asta cu un iz de condamnare, cumva. Și Domnul le-ar fi putut spune: măi, da, dacă pieriți voi, nu-i logic să mor împreună și eu cu voi? De ce vi-i frică? Știți ce îmi place din textul acesta? Că atunci când cineva strigă la Iisus, Iisus e sensibil și aude imediat. Uitați-vă că Domnul Iisus n-aude valurile, n-aude furtunile, n-aude mișcările care le-au făcut probabil prin corabie pentru a-și salva viața. Nu le aude. Dar e sensibil la strigătul unui nenorocit. Cum spune David în Psalmul 34, versetul 6, când strigă un nenorocit, Domnul aude. Ăștia erau în nenorocire și au strigat la Domnul și Domnul imediat îi sensibil la asta, imediat s-a trezit, auzit, strigă cineva. Atunci când vine furtuna, unul din mesajele care le poartă vântul, furtuna lui Dumnezeu, este ca noi să abandonăm planurile noastre, să abandonăm toate pârghile care le avem la îndemână și să ne încredem mai mult în Hristos. Hristos să fie un Hristos viu în viețile noastre și Dumnezeu să ne ajute la aceasta. 2.
Atunci când, când furtuna vine, vine pentru a ne învăța anumite lecții care nu le putem învăța în alte împrejurări. Uitați-vă aici că ucenicii aceștia au ascultat atâtea predici de la Domnul Iisus. Cel mai desăvârșit învățător, cel mai bun învățător, care au stat lângă ei câțiva ani la rând, au văzut minuni, au auzit mesaje deosebite care nu le putem prezenta noi cum le avea Domnul Iisus Hristos. Și l-au considerat până atunci învățător. Era învățătorul lor, că știa să învețe bine. Dar dintr-o dată vine un alt profesor și foarte grăbit. Spune, eu nu am timp prea mult. Eu doar vin imediat, vă dau o lecție, trebuie să o învățați urgent și o plec. Și îi spune, stai, stai, că avem întrebări. Și profesorul ăsta e numit Vânt sau furtună, cum vreți. Vine furtuna, lovește în barcă, se ridică Domnul și spune taci, fără gură și se oplesc valurile. Și îi spun, stai că avem întrebări. Ce întrebări aveți? Păi textul spune, cine e acesta de la ascultă și vânturile și marea? Păi cum, nu l-ați cunoscut cine ăsta în 3 ani și jumătate? Sau în perioada, în anii ăștia în care ați stat lângă el, nu l-ați cunoscut cine îi? L-ați considerat doar învățător. Profesorul acesta le dă o lecție care n-au învățat-o până atunci și sunt lecții care noi le învățăm doar în furtună. Doar în furtună. Vă întreb, frați și surori, când ați prețuit mai mult ca în perioada aceasta de cuarantenă? Când ați stânjit mai mult de a merge să puteți să discutați cu cineva? Mai mult ca acum, când? De multe ori până nu ți este luat un lucru, nu știi să-l prețuiești. Noi eram învățați să ieșim, să plecăm, să venim, să ne ducem la cumpărături peste tot. Acum trebuia, când ieși din casă, să fii foarte clar de ce ieși, că dacă nu va trebui să scoți banul din buzunar. Și chiar dacă dorința ta era să te întâlnești cu un familiar, cu un frate de corp, cu o soră, nu ai voie. Când ați prețuit mai mult ca în perioada asta, părtășia asta. Copiii noștri probabil n-au știut ce înseamnă comunism. Am încercat noi să le explicăm că atunci nu făceai ce voiai. Ei, acum probabil au învățat și ei. Să nu ai libertatea de a face ce vrei, ci doar ce-ți spun alții, strict ce-ți spun alții, dacă nu plătești consecințele. Furtuna asta ne-a pus în fața noastră să ne vedem, ne-a pus, să spun așa, o oglindă și să vedem pe cei sau noi care ne-am considerat tați buni, familiști buni, soți, soții bune. A fost o perioadă când a trebuit să stăm împreună. Și vântul acesta ne-a pus o oglindă în față și să vedeți cum arătați, cum sunteți. Așa le-a pus în fața ucenicilor. Ei care se considerau apostoli, ei care se considerau ucenicii Domnului. A venit vântul ăsta și a spus, vă pun oglinda în față, puțini credincioșilor, care v-ați crezut voi nu știu ce. Sunteți numai niște puțini credincioși. Vântul acesta le-a pus oglinda în față nu numai nouă, dar și tuturor oamenilor care lucrează în societate, să vadă cât de neputincioși sunt,
care au considerat că prin știință și prin tot ce dețin ei vor putea rezolva orice problemă. Ei, de data aceasta, Dumnezeu ne-a pus oglinda în fața omenirii și a spus: uitați-vă să vedeți cine sunteți, să vă cunoașteți voi pe voi înșivă. Și lecțiile astea le învățăm doar atunci când vine furtuna. Să ne ajute Dumnezeu să le învățăm bine. 3. Furtuna mai poate veni atunci când un copil al Domnului este nedreptățit. Este învinuit pe nedrept sau cum vreți. Uitați-vă în cartea Faptele Apostolilor, sacrifică doctorul Luca un capitol întreg pentru a explica ce s-a întâmplat și ce se poate întâmpla atunci când un copil al lui Dumnezeu este învinuit pe nedrept. Capitolul 27 ne vorbește despre faptul când Pavel a fost arestat și trebuia să fie dus la Roma în fața cezarului. Ei s-au pornit, aici spune cuvântul, pe o cale, pe un timp, pe o vreme nefavorabilă. La Mira au avut acolo un transbord și cu greu au ajuns undeva în locul acesta care e numit Limanuri Bune. Ajuns aici, Pavel are o științare și ei toți se uită: măi, dar tu cine ești, mă? Tu ești un prizonier, ce înștiințare, ce vrem, un deținut în lanțul, ce vrei să ne spui? El are sfaturi acum pentru capitan, el are sfaturi pentru cei de aici din corabie când el e un deținut în lanțuri. Dar era un copil al lui Dumnezeu care suferea pe nedrept. Mi imaginez așa cum toți erau îmbrăcat la patru ace, am călătorit cu vaporul de mai multe ori. Și când te uitai la echipajul de la bord, îți impunea așa încredere după ținuta lor, după cum mergeau printre oameni, cu epoleți pe umăr, cu cravată, camașă, la dungă, așezați, ordonați. Îți insufla încredere. Și te uitai la un deținut în lanțul, ce vrem ăsta să spun? Ce să ne luăm după gura la ăsta, după ideile ăsta? Dar Pavel, la un moment dat, trece peste barierele astea epoleților a ținutei și spune: hai să facem o ședință. Și îi cheamă acolo pe toți să le spună ceva. Ar fi bine să nu plecăm, călătoria nu va fi fără pierdere dacă plecăm de aici. Și chiar viețile oamenilor va fi pusă în pericol. Dar nava asta are un proprietar, are un capitan. Se adună ei, se consultă și spune: domnule, ce facem, ascultăm de omul ăsta? Nu, nici vorba. Noi mergem mai departe. Păi cum un capitan atât de mândru să asculte de un pușcăriaș? Nici nu avea cum. Ei merg mai departe. Poate s-au gândit că Pavel voia să tragă de timp așa, să n-ajungă la cezar, dar nu știau că Pavel, cuvântul care îl transmitea era din partea Domnului. Frați și surori, sunt situații în viață când vine furtuna, pentru că un copil al lui Dumnezeu e legat și e dus în fața autorităților romane pe nedrept. În cele din urmă, dacă vă uitați în text, veți observa că ei au plecat și începuse așa un vânt care se bate lin ușor, în versetul 13, parcă spune, așa. Și parcă vântul ăsta ținea cu ei și probabil atunci se gândeau ei: mă, spunea că va fi pericole, uite, parcă și vântul ne ajută în călătoria noastră. Dar Pavel aștepta momentul acela când ei să fie convinși că ceea ce a spus el era din partea Domnului. Dar când o persoană este centrată doar pe sine, n-are cum să mai iei sfaturi
și de la cei de pe lângă. Când crede că el deține totul, că el cunoaște totul, cum spune el așa trebuie să se facă, n-are cum să se mai consulte și cu alții. Mă uit la apostolul Pavel care începuse călătoria aceasta ca un deținut și când mă uit la finalul călătoriei, el sfârșește ca un capitan. Acum toți ascultau de el. Mă face să cred că descrierea aceasta a fost așa de amănunțită făcută aici de doctorul Luca ca să scoată în evidență câtă importanță acordă Dumnezeu unui om care nu este băgat de nimeni în seamă, dar care ascultă de el și care este învinuit pe nedrept. Câtă importanță de Dumnezeu unui om ca acesta. Amintiți-vă de Iosif, care ajunge la un moment dat în pușcărie și vine vântul acesta peste el, dar Iosif încearcă să corecteze atitudinile fraților săi, încearcă să-i spună tatălui de faptele lui rele și toate astea au făcut să pornească vântul care l-au smuls din mijlocul familiei și l-a aruncat în pușcărie. Câtă importanță de Domnul unui tânăr ca Iosif, învinuit pe nedrept. Uitați-vă finalul. Nu-i place nimănui începutul. Uitați-vă finalul. Și mai sunt în Scriptură și alți copii al lui Dumnezeu învinuiți pe nedrept. Dar ne întoarcem la istoria aceasta din Fapte, capitolul 27. Vine Euachilonul și tot echipajul îi pus în mișcare, au început să arunce încărcătura din corabie, au aruncat și unelte, tot ce au avut au aruncat peste bord. Știți care este problema? Câteodată când vine vântul în viața noastră, noi aruncăm și ce-i bun și ce-i rău. Trebuia aruncat ceea ce nu trebuia. Dacă am aruncat noi neascultarea de Dumnezeu, dacă am aruncat noi egoismul, dacă am aruncat noi câte alte lucruri care le avem în viața noastră. Dar noi când vine câteodată vântul, aruncăm și credința și nădejdea și speranța și toate astea, le aruncăm împreună cu cele rele. Și apoi cu ce rămânem? Ajungem exact ca oamenii ăștia. Și parcă îmi imaginez că în momentul când au aruncat totul peste bord, și vedeau că toată viața e în pericol, au început remușcările să-i roadă la nivelul minții și probabil așteptau dacă ăsta care l-am considerat probabil un palavragiu, deținutul ăsta, dacă ar lua din nou cuvântul și să ne aducă o soluție, să ne spună ceva, ce bine ar fi. Și Pavel nu zăbovește mult, nu citesc, că ar trebui să citesc multe versete ca să le legăm, să le înțelegem. Dar citiți versetul ăsta când mergeți acasă. Și dintr-o dată Pavel se ridică și spune, veniți să facem o altă ședință. Cheamă pe ostaș și spune, dacă mă veți asculta, nu va fi nicio pierdere de viață omenească. Niciuna. Pentru că nu mă asculta la început, vor fi pierderi. Se vor pierde corabia, deja ați aruncat ce ați putut din corabie, vor fi pierderi. Dar nu veți scăpa voi măcar. Dar aici le spune ceva, să nu încercați să umblați cu șmecherii, să nu încercați să abandonați barca, rămâneți toți aici. Dacă vreți să scăpați, trebuie să mă ascultați până la capăt. Și parcă văd când vuiește valurile și se aude furtuna, așa că urlă pe lângă, Pavel spune, n-ați mâncat de atâta vreme, hai să facem o rugăciune, să binecuvântăm puținul care îl avem și să servim și ceva la masă. Imaginați-vă, prăpăd în jurul bărcii. Și Pavel cu atâta încredere în Dumnezeu se ridică, rostește o rugăciune și apoi se așează la masă. Pentru că atunci când vine furtuna avem nevoie și de întărire fizică și de întărire spirituală. Avem nevoie și de hrană fizică
și de hrană spirituală. Și Pavel, văzându-i așa de secătuiți din punct de vedere emoțional, din punct de vedere fizic, îi așează pe toți la masă și uitați-vă că toți 275 stă și ascultă rugăciunea lui Pavel acum. Toți stau la ceea ce face Pavel. Prea comanda Pavel. Că au văzut că toate resursele care le-au avut ei au fost ineficiente. N-au putut rezolva nimic cu ei. În versetul 36 spune că toți s-au îmbărbătat și totuși după ce s-a înfipt corabia și era gata să se rupă, s-a ridicat. Au vrut cei care păzeau pe Pavel să se transforme dintr-o dată în niște criminali. Au fost până atunci, au ascultat. Și atunci ar fi vrut să-i omoare pe cei care erau deținuți, ca nu cumva să scape cineva. Aici vedem că de cauza neascultării putem să intrăm toți în furtună. Toți. V-ați întrebat oare de ce a îngăduit Dumnezeu o perioadă să stăm acasă, să nu putem veni nici la biserică, nici la părtășiile astea? Frați slujitori, frați și surori din adunare, ați netreptățit pe cineva? În momentul cercetării că stăm la masă, Domnul. Și Domnul probabil a îngăduit să vină vântul acesta în care să spunem: opriți-vă și să știți, cum spune Psalmul 10, că eu sunt Dumnezeu. Opriți-vă la asta. Opriți-vă de a nedreptăți pe copiii mei. Fiți atenți la lucrurile astea. Și vreau să vă spun că prin natura slujirii, atâtea nedreptăți am văzut prin biserici. Frați și surori care plâng și suferă în tăcere datorită nedreptăților, datorită nedreptății făcute de alții. Cu istorioarea, o istorioară vă prezint și închei punctul acesta și apoi succint doar îl amintesc pe următorul și ne vom apropia de trupul și sângele Domnului. Zilele astea am ascultat o mărturie a fratelui Hozan și el spune de un păstor de talie înaltă, considerat mare predicator și care nu respecta anumite principii scripturale. A venit un om al lui Dumnezeu, un proroc, și a spus: omule, pentru că știrbești sau prezinți un cuvânt știrbit, va veni vremea, dacă nu rectifici, dacă nu te pocăiești, să te cobori în țărâna pământului fără un mădular și îți voi lua și mintea. Omul acesta, predicatorul acesta, slujitorul acesta l-a considerat un proroc mincinos. 33 sau 35 de ani, spunea dumnealui, ori de câte ori avea ocazia, îl făcea proroc mincinos în fața la alții. 33 de ani să suferi în tăcere, pentru că ai adus un cuvânt din partea Domnului. După 33 de ani, peste fratele ăsta a venit un diabet care nu l-a mai putut controla, s-a cangrenat un picior și a trebuit să-i fie amputat. Nu după multă vreme, n-am mai avut nici judecată normală. Fratele Ozan povestea că am vrut să merg să-l vizitez și nu mi-a dat voie nimeni, datorită vorbelor urâte care le rostea înainte de a pleca din lume. Vine câteodată vântul lui Dumnezeu și ne așteaptă Dumnezeu ani de zile să ne pocăim. Și dacă nu ne pocăim, când vine vântul lui Dumnezeu, ne dă lecție datorită faptului că am nedreptățit pe alții, va trebui să suporte consecințele. Să ne ajute Domnul să fim atenți la capitolul acesta. 4.
furtuna sau vântul lui Dumnezeu poate să vină datorită neascultării noastre. Neascultării noastre. Amintiți-vă de Iona, scurt, vreau să-l prezint. Îl trimite Domnul să ducă un mesaj la Ninive. El merge într-un port numit Iafo, spune cuvântul lui Dumnezeu, și asta se traduce corectitudine, parcă și numele localității sau portului ținea cu el. Dar el merge la ghișeu și cere un bilet. Și spune: Doamne, vreau să merg spre Tars. Și probabil vânzătoarea spune: Iona, spre Tars? Și îmi imaginez că în mintea lui răsuna: da, spre Tars, să fug departe de fața Domnului. Biletul, cum îl vrei, dus, întors, nici vorbă, dus, să fiu dus de partea Domnului, nu mă mai întorc. Oamenii de genul ăsta lui Iona, vreau să vă spun că sunt oameni care sunt foarte siguri pe ei, ei consideră că știu ce fac. Iona, dar tu ești proroc, tu ești un copil al lui Dumnezeu, după atâția ani de pocăință, chiar vrei să pleci așa de departe? Și Iona spune: toată viața am ascultat de Domnul, o singură neascultare e o problemă? Da, e o problemă. O singură neascultare, poate spui și tu, îmi permit și eu astăzi să nu ascult de cuvântul lui Dumnezeu, o singură dată. Și posibil să se pornească un vânt al lui Dumnezeu și să vină asupra casei tale sau asupra noastră tuturor. Și Iona își vede de drum. Începe o coborâre, două, trei, dar nu trece mult timp. Și vine vântul, și echipajul vasului nu știau ce să facă pentru a ușura corabia. La fel și ei au început să arunce peste bord. Dar ei nu știau că toate uneltele care le-au aruncat ei peste bord nu cântăreau tonele de neascultare a lui Iona. El era greutatea, nu echipajele alea. Interesant din textul acesta din cartea Iona reiese faptul că ăștia, chiar dacă erau păgâni, când vine furtuna și ei începe să se roage, fiecare la Dumnezeul lui începe să strige, dar dintr-o dată unul se trezește și spune: mă, în corabie avem unul care n-are niciun Dumnezeu, stă și doarme acolo. Merge și îl trezește și îl întreabă: măi, dar tu nu ai niciun Dumnezeu? Ba da, am, cum să nu. Și ce stai aici fără nicio grijă? Scoală-te și tu, poate ne va asculta măcar Dumnezeul tău, dacă al nostru nu ne aude. Și la un moment dat le vine o idee: ia, hai să punem noi o urnă aici în mijloc, niște bilețele, și să vedem cine e vinovatul. Și cade sorțul pe Iona și vine și îl întreabă: auzi, spune-mi, tu ce meserie ai? Eu sunt proroc, eu sunt predicator. Bun. De unde vii? Păi vin de la rugăciune, de la Lugo Aprins. Și acolo mi-a vorbit Domnul. Din ce popor ești și unde te duci? Eu sunt din poporul lui Dumnezeu și acum mă duc departe de fața Domnului. Cum mă, tu proroc, păstor, predicator, departe de fața Domnului? Da. Când au auzit răspunsul ăsta lui Iona, pe toți i-au apucat frică, spune cuvântul, și au întrebat: ce să-ți facem? Dă-ne tu soluții, dă-ne tu variante, noi avem ale noastre, dar scumpe, noi vrem o variantă ieftină. Și spune: vreți variante ieftine? Da, aruncați-mă peste bord, asta e cea mai ieftină. Dar dacă ar fi apelat la variantele care costau și să spune toți echipajul ăsta: mă, dacă tu fugi departe de fața Domnului,
Noi uite pe cheltuiala noastră, întoarcem vaporul, întoarcem barca și mergem spre Ninive, te ducem să duci mesajul lui Dumnezeu. Intrau toți sub ascultare lui Dumnezeu, dar tu roagă-te la Dumnezeu să oprească furtuna și noi te ducem să împlinești cuvântul Domnului. Ei spun, nu, 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 dă-ne o variantă ieftină, o variantă ieftină, peste bord, asta e cea mai ieftină. Și Dumnezeu a trebuit să caute pești, să-l caute prin mare, să-l scoată, să-l ducă la Ninive, pentru că noi oamenii nu suntem în stare să o facem. Știți care e durerea care o văd în biserici la ora actuală? Atunci când avem botezuri, când cineva se pocăiește, toți suntem grozavi, vin păstori și spun, slăviți să fie Domnul, e bucurie în cer, e bucurie în familie, în biserică, peste tot e bucurie. Da, și-s de acord cu asta, că e scris în Biblie. Dar când cineva ne ascultă, imediat se pun urnele și-i sfârlit afară. Întreb eu, atunci nu mai are preț. Nu mai are preț? Îi cea mai ieftină variantă, urna, bilețelele. Din asta să învățăm ce ne-a învățat Domnul prin atâtea pilde. Oaia când s-a rătăcit, păstorul n-alege varianta ieftină, ci lasă 99 și merge printre scaieți, se zgârie, își rupe hainele, merge și îl caută și îl aduce înapoi. Am ascultat mărturia unui păstor care a spus că cineva dintr-o biserică a plecat, un om credincios. Nu a fost o neascultare, a plecat în lume! Păstorul bisericii a luat o foaie de A4, a scris pe ea rezervat și numele lui și s-a dus și a căutat unii scaunul unde se așeză aici și a pus foaia acolo, rezervat. Și cu toată biserica au început să se roage o zi, două, un an, doi, trei, 8 ani! La 8 ani omul ăsta din lume se întoarce înapoi în biserică, merge la scaunul lui unde s-a așeza, a văzut că e rezervat, nu s-a așezat. N-a mai văzut că e scris și numele lui. S-a așezat în alt loc, la sfârșit s-a dus și l-a întrebat păstorul, de ce nu te-ai așezat pe scaunul tău? Pentru că era rezervat, hai cu mine. A mers acolo și a zis, citește pentru cine e rezervat. Și el întreabă, cum de 8 ani îi rezervat scaunul să mă întorc înapoi? De 8 ani ți-ai rezervat scaunul și 8 ani noi ne-am topit înaintea Domnului să te cerceteze și să te aducă înapoi. Unde mai este prețul ăsta care să-l vadă slujitorii și care să-l vadă biserica? Unde mai este prețul ăsta? Vine furtuna lui Dumnezeu atunci când noi ținem de planurile noastre. Și câteodată începem programele așa cum începeau și cei din Laodicea. Dumnezeu e prezent aici, Dumnezeu este cu noi, îi mulțumim lui Dumnezeu, îl slăvim pe Dumnezeu. Și Dumnezeu spune în cartea Apocalips, el stătea la ușă și bătea și îi spuneau că e acolo între ei, nici vorbă, pentru că aveau planurile lor. Nu se mai uitau în agenda lui Dumnezeu. În al doilea rând, vine vânturile lui Dumnezeu. Pentru că sunt anumite lecții care le putem învăța doar atunci când suntem în furtună și putem prețui anumite lucruri doar atunci când ne sunt luate. Vine vântul lui Dumnezeu atunci când sunt copii al lui nedreptățiți. Și atunci, și în al patrulea rând, vine vântul lui Dumnezeu când datorită neascultării noastre.